O ecluzionat. Asta înseamnă că o ecluzionat și deci avem mai albină matură. Încă ceva. Femeile de varoa care s-ar afla, s-au aflat aici, nemai având puiet, neavând unde să se mulțească, de regulă, dragilor, vor pleca cu albinii călătoare. Unde se duc? Se duc pe flori și de acolo se mută pe alte familii. Nu stau aici, că nu mai au șanse să se mulțească. Deci iată că este și o deparazitare de aceasta în timpul mulțirii, forțată făcută. Practic, femeile, repet, nu pierd timpul dacă nu au pentru ce. Rama clăditoare aici nu mai are farme. Din ce motiv? Pe cine ouă aici? Nu am cum să o țin. Deci, pe ce mizez eu? Și pe o deparazitare făcută forțat. De femeile care spun, n-avem ce căuta aici. Nu mai există atracții. Nu pierdem timp aici. Da? Deci, caut să văd dacă matcă există, cum am găsit-o dincolo. Albina este foarte liniștită. Când stă așa, este semn că ea oare. Iată, mai crește câte o minciunică pe aici, pentru orice eventualitate, zice ea. Câte o cupă de asta, dar eu sper să o găsim. Deci sper să o găsim. Ați văzut-o dincolo, trecea pe deasupra, am găsit-o foarte repede. Pe rama asta nu este, nici dacă ar fi împerecheată, ar trebui să fie luată în grijă, garda, să o curățe, să totul, să-i acorde atenție maximă. Din comportamentul albinei, îmi dau seama că există matca împerecheată sau nu. Vom vedea. Da? Voi trebuie să știți aceste lucruri. Eu puteam să mă opresc foarte repede, spuneam, are matcă. Albina e liniștită, nu plânge, nu nimic. La revedere. Dar pentru voi, toată chestia asta, sau îi băgam o botcă, cel mai simplu, îi băgam o botcă și dacă o roade, îi semn că are matcă. Dacă nu o roade, înseamnă că o întrebuințează, o ieși la împerechere și s-a întâmplat un accident. Avem albină destulă, da? Este albină crescut acest făgurel frumos, dar să o recunoaștem, nu întâmplător am spus că dacă aș fi băgat în foaie, ar fi crescut în prima fază și aceste celule de